Salut, eu sunt Andrei și bine ai venit pe canalul meu. Astăzi vreau să îți arăt 3 plaje sălbatice pe care merită să le vizitezi dacă vii în Bulgaria. Hai la mare! Aflată la doar 23 de km de Vama Veche, este locul ideal pentru a evada din aglomerație. Plaja are o lungime de aproximativ 2 km și este mărcinită de o pădure de pin, fiind locul perfect pentru escapade cu cortul. Drumul de acces este ușor de nivelat și traversează un lan de porumb, la capătul căruia veți găsi un peisaj similar cu cel grecesc, pin, faleză înaltă și apă turcoază. Dacă nu aveți foarte multe provizii, o puteți retrage la o terasă improvizată aici, în pădure, unde găsiți băuturi reci, puteți să mergeți la cel mai apropiat magazin din Iazăreț sau la celebrul restaurant Wild Duck, aflat la doar 3 km. Mergând către sud, în continuarea plajei de la Iazăreț, vei ajunge pe plaja sălbatică de la Șabla, la fel de frumoasă. Accesul se face din localitatea cu același nume și este facil și accesibil, o mare parte din drum fiind betonat și asfaltat. Ca și la Iazăreț, parcările sunt improvizate, de tipul primul venit, primul servit, dar puteți găsi chiar și ceva umbră. În imediata apropiere a plajei sunt două restaurante locale unde vă puteți răcori cu o bere caminiță. Poate cea mai spectaculoasă plajă de pe litoralul Mării Negre, Golful Bolata este o destinație de luat în considerare pentru următoarea ta vizită la Bulgaria. Golful se află în vecinătatea localității Balgarevo, în mijlocul rezervației naturale Caliacra și în imediate apropiere a capului Caliacra. Contrastul dintre stâncile cărămizii ce înconjoară golful și culoarea intensă a mării îți încântă privirea. Efectiv, nu vrei să mai pleci de aici. Dintre cele 3 plaje vizitate, aceasta este la superlativ. Cel mai fin nisip, cea mai limpede apă, cel mai frumos peisaj, dar și cei mai mulți turiști. Ca dotări, există salvamar, cum au de fapt toate plajele din Bulgaria, chiar și cele sălbatice, dar și două venuri unde găsiți băuturi sau înghețat. Drumul până aici este bun, dar trebuie să ai grijă la parcare. Poate deveni foarte aglomerat. Totuși, dacă treci prin zonă, îți recomand să faci un ocol și să poposești aici pentru una-două ore. Chiar merită.